Super, bună dimineața, am revenit în platoul Apolonia TV, așa cum v-am promis, vorbim în această dimineață despre Want Some Open Day, un eveniment făcut de școala Want Some, Academia Prietenoasă de IT, și cunoaștem în această dimineață pe cofondatorii acestei academii, Iuliana Anton și Enciu Stoica. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreau să vă întreb pe amândoi un singur lucru. La ce v-ați gândit în momentul în care ați înființat Want Some? Înainte să ajungem să vorbim despre eveniment. Acum câțiva ani, lucrez în IT de mulți ani, da. Și acum câțiva ani am fost atras pe partea asta de educație și de a oferi înapoi comunității ceva. Am început prin a preda informatica la gimnaziu și la liceu, da. Și apoi lucrând în diferite proiecte cu Iuliana. Am ajuns după ceva muncă la ideea acestei academii prietenoase de IT. Înțeles. La tine, Iuliana, cum a fost? La ce te-ai gândit în momentul în care ai zis, băi, ok, hai să înființăm Want Some? Eu m-am gândit că pot să ajut mai mult. Da. Eu sunt din 2003 în IT. Am lucrat cu oameni foarte mult și am construit echipe. Știm foarte bine care sunt nevoile industriei. Știm să construim proiecte frumoase și am zis să încercăm să le aducem și către persoane care nu sunt în IT și vor să ajungă în IT, și în felul ăsta să ajutăm mai mult. Am înțeles. Bun, deci pe de-o parte ajutați comunitatea, dar ajutați și industria de IT în același timp, pentru că e criză de forță de muncă în IT și despre asta știm și am auzit cu toții. E cerere atât de mare încât nu se acoperă. Da? Deci cred că pe de-o parte ajutați comunitatea, dar ajutați și industria de IT în același timp, nu? Clar, ele merg mână în mână, da. Cumva. Industria își ia oameni din comunitate și cu cât crește mai mult comunitatea cu oameni care sunt interesați de IT, da. Și care vor să-și construiască o carieră în IT, cu atât industria e mai bucuroasă. Am înțeles. Bun. Să vorbim și despre evenimentul care are loc sâmbătă. 4 ore Want Some Open Day, începând cu ora 14 la Hotel Unirea. Sunt 4 ore de eveniment foarte intens și vreau să îmi dați 3 motive pentru care fiecare dintre cei care se uită acum la noi n-ar trebui să rateze Want Some Open Day. Și începem cu Enciu. În primul rând, la Want Some Open Day ai posibilitatea să-i cunoști pe trainerii Want Some. Ok. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că vei putea să înțelegi mai bine ce înseamnă fiecare curs în parte de la trainerii Want Some. Și un al treilea motiv, o las pe Iuliana. Cel mai important, ai șansa să câștigi gratuit un curs la alegere Want Some. Dacă vii la cele 4 ore și stai până la sfârșit, vei putea participa la tombonă pe baza ID-ului pe care l-ai avut după ce te-ai înregistrat pe platforma Eventbrite. Și eu aș mai adăuga încă un motiv foarte important. Ai șansa să ne cunoști și pe noi și poți să ne pui o grămadă de întrebări și chiar ne bazăm pe asta că vei veni și vei reuși să-ți aduci răspunsuri la întrebări. Sunt foarte multe telefoane care vin zilnic către noi, sunt foarte mulți oameni care se întreabă dacă au o șansă în IT, dacă ei pot să-și construiască de la zero o carieră în IT, și de asta noi vrem să venim și să povestească cursanții noștri care au reușit, cum au reușit, să vorbim despre rezultate, să vorbim despre cum te sprijinim noi, pentru că informația este la îndemână, e ușor să înveți singur dacă îți dorești, însă în Want Some vei avea un ritm de învățare, de dezvoltare foarte bun, un ritm accelerat, pentru că ai mentori, persoane care au foarte multă experiență și care te vor ajuta acolo unde te împotmolești și pentru că ai foarte multă practică. Am înțeles. Cred că am adunat, nu știu, cel puțin 10 motive din tot ceea ce ne-ai spus. 10 motive, cel puțin, pentru a participa la Want Some Open Day. Bun, haideți să vorbim puțin despre agenda în detaliu, să știe lumea la ce să se aștepte în momentul în care ajunge la ora 14 la eveniment. De fapt, trebuie să ajungă la 13.45 ca să putem începe la ora 14. Primul rând vom prezenta Want Some, ce am făcut într-un an și ceva de zile, apoi vom lăsa pe foștii noștri cursanți, pe absolvenți, pe cei care s-au angajat să povestească cum a fost experiența lor în Want Some și cum au ajuns după
4 luni de curs să se angajeze în IT. Am înțeles. Câți astfel de absolvenți de succes aveți? Câți avem? I-ați numărat pe toți? Avem o rată de angajare de peste 65% la un an de OneSum. Da. Nu am mai recalculat-o. Deci în doar un an de zile, mai mult de jumătate este numărul celor care s-au angajat deja în IT. Da, ne bucură foarte tare rata asta foarte bună de angajare pe care am obținut-o. Și ce e important e nu doar că se angajează, ci că sunt independenți și se descurcă foarte bine și după angajare. Și asta e mai important. Cumva în sufletul trainerului se dă întotdeauna bătaie, îl pregătești pentru interviu sau îl pregătești pentru o carieră frumoasă în IT și pui fundament, așezi lucrurile așa de bine cât el să se poată dezvolta corect și după ce s-a angajat. Și asta e mult mai important decât angajarea. Da. Haideți să mergem mai departe cu agenda. Ce urmează după poveștile de succes? După poveștile de succes vom prezenta pe rând fiecare curs în parte. Avem cursul de testare manuală, cursul de testare automată, care este un upgrade la cel de testare manuală și care se adresează și celor care sunt deja în industria de IT pe partea de testare manuală. Apoi vom prezenta pe partea de operation, spunem noi, două cursuri, network și infrastructure și system engineering din perspectiva unui DevOps. Da. După care trecem la cele de programare. Da. Astea sunt mai grele? De programare, că toată lumea când aude de programare se sperie. Sunt mai grele față de cele enumerate de Henciu până acum? Toate cursurile pe care noi le facem, în afară de testarea automată și programarea funcțională Scala, se adresează persoanelor care nu au experiență anterioară, deci sunt de la zero. Mai greu e o perspectivă. Mie s-ar putea să nu mi se pare mai greu, ție ți-ar putea să ți se pară mai greu și atunci dacă tu zici că e mai greu, ai dreptate. Dacă zici că nu e mai greu, de asta ai dreptate. E o poziționare individuală. Și eu acum mă gândesc la Mihai, la Maxim, și întotdeauna dau exemple din zona noastră, din reușitele noastre. Mihaela era senior catalog associate, absolventă de drept, nu făcuse niciodată programare, a venit la cursul nostru de .NET și s-a angajat la 2 săptămâni după ce i-am înmânat noi diploma. Este .NET developer la Sovision. Am înțeles. Și întrebarea, n-a pus o întrebare dacă e mai greu la programare, a zis am venit să-mi demonstrez dacă eu pot să fac programare. Și în 4 luni de zile și-a demonstrat. Și-a demonstrat ei și a demonstrat și celor din jur că se poate fără să știi absolut nimic în domeniul. Deci după 4 luni, urmând cursurile Academiei OneSum, poți să te angajezi, efectiv. Noi asta... Fără să ai un background tehnic înainte. Exact. Noi asta căutăm, de fapt. Uh-huh. Căutăm curajoși, căutăm atitudine, că noi știm să trăinim skill-uri. Am înțeles. Bun, mergând mai departe cu agenda, pentru cei care se uită acum acasă la televizor, dar și pentru cei care ne urmăresc live pe Facebook, știu că în finalul evenimentului avem un moment deosebit. Despre ce e vorba? În finalul evenimentului vom avea acea tombălă despre care a vorbit și Iuliana. Vom oferi un curs la alegere unui participant din sală care s-a înscris la OneSum Open Day. Momentan nu mai avem locuri. Încercăm să confirmăm zilele acestea. Deja am primit câteva răspunsuri că vor fi persoane care nu vor putea participa la eveniment și atunci vom da drumul din nou la înscriere și probabil vom mai avea vreo 20 de locuri. Sala are 280 de locuri și cumva am vrea să nu dăm mai mult. De atâta. Am înțeles. Deci ne pregătim de aproape 300 de persoane, da? Acum sunt 360 înscriși, dar noi știm că e posibil, eu știu, pe ultimile zile să se schimbe planurile și sunt persoane care s-au înscris și poate nu mai ajung și atunci tot timpul vom ține foarte aproape de ei și vom confirma ca în momentul în care se eliberează locuri să putem să dăm pentru că avem cereri pentru Open Day și nu le mai dăm în ora. Am o curiozitate. Veți demonta și mituri? Veți fi niște Mythbusters în cadrul sau poate trainerii vor fi niște Mythbusters în cadrul evenimentului? Da. Uite, de exemplu, un mit foarte întâlnit de mine este acela că trebuie să știi foarte bine matematică ca să devii programator. E adevărat lucrul ăsta? Probabil că acesta este unul dintre miturile pe care trainerii noștri de la programare îl vor demonta în timpul prezentării la OneSum Open Day. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în direct la Polonia TV.
Vă dorim mult succes cu evenimentul și așteptăm poate să povestim despre cum a fost. Mulțumim! Mulțumim, cu mare drag! Așadar, ne pregătim sâmbătă de la ora 14 de OneSum Open Day, un eveniment organizat de OneSum, Academia Prietenoasă de IT. Vor demonstra faptul că oricine poate lucra în domeniu cu un pic de voință. Iulian Anton și Enciu Stoica, cofondatorii OneSum, au fost alături de noi în platoul la Polonia TV, la super bună dimineața. Luăm pauză, după care revenim cu ultima parte a emisiunii. Din nou vă spun, super bună dimineața!